În ediția Survivor România de duminică 24 ianuarie va avea loc un joc cu o miză uriașă. Echipa învingătoare, în urma jocurilor de comunicare, va primi poze și mesaje de acasă cu cei dragi. La auzul acestei vești, concurenții ambelor echipe au izbucnit în lacrimi. Majda a mărturisit că va da totul pe traseu pentru ca echipa ei să câștige această recompensă. Pentru a putea câștiga jocul de comunicare, faimoșii și războinicii sunt supuși unui joc foarte dur, care constă în puterea fizică. Concurenții sunt nevoiți să se împingă până în momentul în care unul dintre ei va cădea în apă. În urma acestei probe apar și noi victime. Cătălin Moroșanu este surprins în timp ce se duelează cu Sorin Puscașu, pe care îl lovește din plin în zona feței. Impactul a fost unul puternic, iar războinicul rămâne la pământ din cauza durerii, sub privirile îngrozite ale celorlalți concurenți. În ediția de duminică seară, 24 ianuarie, un faimos va părăsi competiția Survivor România. Cei doi concurenți propuși preeliminare sunt Roxana Nemes și Costi Ioniță. Votul publicului va decide soarta uneia dintre concurenții de la Survivor România. Iată anunțul lui Daniel Pavel. La finalul acestei seri, un concurent din echipa faimoșilor va pleca. Concurentul care va părăsi Survivor România este... Aflați răspunsul în această seară de 24 ianuarie, începând cu orele 20 la Canal D. Florentina, fosta iubită a lui Livian, face noi dezvăluiri despre fostul concurent de la Puterea Dragostei. Livian și Florentina s-au despărțit în luna noiembrie anului trecut, după aproximativ 4 luni de relație. Cei doi au dat o șansă poveștilor de dragoste, însă aceasta s-a încheiat din motive de incompatibilitate. La câteva luni după despărțire, bruneta a făcut din nou declarații despre relația cu Livian. Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, Florentina a răspuns la mai multe curiozități despre fostul ei iubit. Fosta iubită a lui Livian a recunoscut că nu mai este îndrăgostită de acesta, iar motivul pentru care s-au despărțit ar fi fost că el merită ceva mai bun, dar la fel și ea, știu ce pot și ce merit, a fost răspunsul focoasei brunete atunci când a fost întrebată de ce a renunțat așa ușor la Livian. În cazul în care fanii mai aveau speranțe ca cei doi să se împace, Florentina a dezvăluit că nu mai există cale de împăcare între ei. Ediția Survivor România din 21 ianuarie se anunță a fi una incendiară. Faimoșii și războinicii se vor confrunta într-un meci extrem de dificil. Este vorba de un meci de recompensă în care echipele vor face eforturi mari pentru a duce la capăt probele. Tensiunile ating cote înalte în echipa faimoșilor în episodul de joi 21 ianuarie de la Survivor România. În timpul meciului pentru recompensă, Cătălin Moroșanu își pierde cumpătul la adresa colegelor sale. Echipa faimoșilor pare mai divizată ca niciodată. Într-o tabără s-au unit concurentele, iar în cealaltă se află bărbații. În meciul pentru recompensă, Cătălin Moroșanu se năpustește asupra Alexandrei Stan și Roxanei Nemes. Luptătorul este enervat la culme de performanțele slabe ale fetelor, în timp ce concurentele acuză băieții că sunt misogini și că nu le dau credit în competiție. Mai mult, vedetele spun că nu sunt luate în serios de colegii lor. Alexandra Stan a izbucnit în plâns și îi acuză pe băieții din echipă că sunt misogini și nu apreciază eforturile pe care le fac fetele în timpul probelor. Mi se pare că nu suntem luate în serios. Au ieșit la suprafață șerpii. Chiar sunt un om super puternic și chiar am trecut prin foarte multe chestii și nu credeam că o să fie atât de greu, spune cu ochii în lacrimă Alexandra Stan. Toate astea, ziua se încheie într-o notă optimistă pentru că cele două echipe se vor confrunta în primul meci de mimă, un joc relaxant menit să detensioneze relațiile dintre concurenți. Nu ratați noul episod Survivor de joi 21 ianuarie de la Canal D, începând cu ora 20.
Este neașteptată pentru fanii Survivor România 2021. Canal D a modificat programul TV, iar începând din această săptămână, show-ul sportiv va fi difuzat de joi până duminică, de la ora 20. De joi, 21 ianuarie, concurenții celor două echipe, Faimoșii și Războinicii, vor evolua sub ochii telespectatorilor 4 zile consecutiv și își vor testa limitele psihice și fizice atât pe traseele sportive dificile cât și în jungla dominicană. Astfel, noutatea este că emisiunea a fost scoasă din grilă în ziua de miercuri, iar acum este difuzată de joi până duminică de la ora 20, nu și de la ora 22, cum era până acum. Episodul de duminică, 17 ianuarie, a adus tensiuni uriașe în echipa faimoșilor de la Survivor România 2021. După ce au pierdut cel de-al doilea joc de imunitate, în tabăra vedetelor s-au aprins spiritele. Alexandra Stan și Elena Marina au fost protagonistele unui scandal de proporții. Cele două și-au aruncat vorbe urâte și au scos la iveală lucruri mai puțin știute de către colegii lor, care au rămas șocați de ceea ce se petrece între fete. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură momentele tensionate de la Survivor, dar ceea ce a atras mai mult atenția nu a fost disputa, ci ce s-a întâmplat în spatele Elenei Marin în timp ce aceasta se certa cu Alexandra Stan. Fanii au fost șocați când au văzut-o pe Majda în timp ce îmbrățișa și pupa pe cineva în miez de noapte, cel puțin așa s-a văzut pe televizor. Imediat au început să apară speculații potrivit cărora vedeta săruta pătimașul un coleg pe suplapumă. Dar, dacă e să aruncăm o privire mai atentă pe înregistrarea video, la un moment dat apare și persoana cu care Majda era extrem de apropiată, nimeni alta decât Amna, care și-a ridicat capul când a auzit că lucrurile devin din ce în ce mai serioase între colegele ei de echipă. Cel mai probabil, cele două vorbeau despre scandalul dintre Elena și Alexandra, iar Majda îi șoptea ceva la ureche, iar fiind noapte, gesturile vedete au fost interpretate diferit. De-al doilea meci pentru imunitate a fost câștigat de Războinici, deși în timpul probei Starlin și Luciana au ajuns de urgență la spital în urma unor accidentări grave. Înfrângerea rușinoasă suferită de faimoși, deși au jucat în 13 persoane, a tulburat liniștea echipei. La miez de noapte, mai mulți concurenți și-au spus nemulțumirile, astfel că toată armonia din echipa pierzătorilor de această dată s-a dus pe apa sâmbetei. Primii care au avut ceva de lămurit au fost Zăzani și Jador.
cei doi au avut o altercație pentru că Jador i-ar fi lovit ghiozdanul lui Zani. Iată ce declară Zani. Mi-a lovit ghiozdanul, a dat cu piciorul așa, arătând cum a făcut Jador. Jador a venit imediat cu o replică dură. Suntem bărbați sau nu suntem? Jador face pe nebunul, i-a răspuns apoi Zani. Ei bine, tensiunile din echipă nu se opresc aici și Alexandra Stan a fost luată în vizor. Elena Marin este deranjată de comentariile făcute de Alexandra la adresa ei. Iată ce declară cântăreața Alexandra Stan. Eu cred că ai niște probleme de percepție, vorbesc foarte serios. Elena Marin a răbufnit imediat. Ți-am spus că nu-ți permit să-mi spui ce caracter am. Alexandra Stan i-a dat apoi replica. Lasă-mă să vorbesc. Concluzia războinicilor este că echipa faimoșilor au avut o strategie slabă și că unii concurenți își doresc în secret eliminarea unora dintre colegi. Strategiile faimoșilor au fost proaste și ei au persoane pe care vor să le înlăture din echipă, a spus Roxana Ghiță. Daniel Pavel face un anunț care i-a pus pe gândul pe concurenții celor două echipe. Azi vom avea doi eliminați de la Survivor România, nu doar unul singur, doi concurenți părăsesc competiția. Urmărește duminică, 17 ianuarie, un nou episod Survivor România și află cine urmează să părăsească competiția în această seară.